Da, vă mulțumesc mult. N-aș fi vrut să mai vin în seara aceasta, eram foarte obosită. Dar în timp ce veneam, Domnul mi-a dat un cuvânt pentru biserică. Ajungând aici, așa mi-a făcut Domnul o picture așa de minunată. Și Domnul a zis, învățați de la Ilie. Ce vrei să-mi spui, Doamne? La 1 Împărați, capitolul 18, acolo, Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te, spune lui Ahab că vine ploaia. În timpul acesta, Ilie se duce, dar vede ceva. Altarele erau dărâmate. Hai să ne punem pe noi în situație. Dumnezeu îți dă o promisiune că te vindecă, că te iartă, că îți mântuiește copilul, soțul sau mai știu eu ce. Până vine răspunsul, te duci și vezi că ceva lipsește. De ce n-a venit răspunsul? Și Dumnezeu vrea să se arate ca Dumnezeul focului, Dumnezeul ploii. Și vine Ilie și atunci mustră poporul că își capătă de ambele picioare. Pentru că altarele erau dărâmate. Hai să ne punem fiecare personal, ca și persoană, ca și familie, ca și biserică, în ce arie altarul nostru este dărâmat. Și cred că am spus eu când am fost la conferință, altarul trebuie făcut fie în casă, ta, în colțul tău, în cornul tău, în afară de pe altarul bisericii și al familiei. Este când tu te întâlnești cu Domnul și pui pe altar ca focul să vină. Focul nu vine pentru o trezire și cercetare și să cerceteze persoana pentru care tu te rogi sau să vină răspunsul. Și trebuie post, trebuie rugăciune, trebuie închinare, trebuie dărnicie, trebuie laudă și mulțumire. Sunt atâtea lucruri care noi trebuie zilnic să le punem pe altar și apoi vine focul. Și vedem după aceea, când vine focul, înainte să vină ploaia, Ilie se duce și stă în mijlocire și perseverează. De 7 ori s-a dus odată și a mijlocit, nimic nu s-a întâmplat. A continuat să stea cu capul între picioare, era poziția de travaliu a femeilor evreice, a durerii. Și întrebarea este cât de mult vii la altar și stai în rugăciune pentru cauza bisericii pentru care vă rugați poate de multă vreme, pentru cauza familiei tale. Și Domnul astăzi vrea să te încurajeze. Vino și așa cum s-a spus și așa o legătură și cu ispitele. Ilie a confruntat Baalii, idolii. Tot ce tu te închini mai mult decât lui Dumnezeu se numește idol. Și Domnul vrea să-l omoare, să-l distrugă din viața ta sau a mea. Care, fratele le-a spus mai devreme, o minciună, o mândrie, o răutate, o nepăsare, o indiferență. Sunt idol celor care le dau mai mult timp și atenție, inclusiv business-ul tău, inclusiv familia ta. Orice îi dai timp mai mult decât lui Dumnezeu, devine idol. Și Dumnezeu zice, nu, vreau să remove, vreau să depărtez toate acestea, că vreau să mă întâlnesc cu tine și vreau să-ți arăt că sunt Dumnezeul focului, Dumnezeul care răspunde. Și apoi Ilie s-a luptat în rugăciune. S-a luptat în rugăciune cu credință. Dar ce, soră, pe am primit vedenie, am primit prorocie, că Domnul vindecă copilul, că Domnul îmi întoarce soțul la Domnul, că Domnul nu-i de ajuns. Ai primit lucrarea, ai primit cuvântul, intră la purificare, vină în altarul, înaintea altarului Domnului, fă curățenie în inima ta, intră în post și în rugăciune, începe lupta. Și ai să vezi apoi cum vine ploaia și vine binecuvântarea. Asta vrea Domnul să ne vorbească fiecăruia. Și apoi Domnul mi-a dat versetul de la Luca, capitolul 18, ultimele versete, în care vorbește despre văduva care insistă înaintea Domnului. Și acolo spune, și oare Dumnezeu nu va răspunde aleșilor Lui care strigă zi și noapte înaintea Lui? Da, zice Domnul, le va răspunde în curând, chiar dacă zăbovește față de ei. Cuvântul zăbovire este tocmai din cauza aceasta purificării și din cauza reparării altarului și din datorită faptului că avem de insistat înaintea lui Dumnezeu, pentru că e putere demonice care vrea să distrugă biserica lui Hristos și trupul lui Hristos. Domnul să vă întărească cu acestea și să ne vorbească la fiecare în parte. Este vremea să experimentăm Dumnezeul focului care se arde idolii din viețile noastre. Este vremea să experimentăm Dumnezeul ploii și atunci vine răspunsul și te bucuri de vindecare, de mântuirea celui drag, de izbăvirile care Dumnezeu vrea să le facă în biserică și să ne facă efectiv, așa cum am vorbit ieri la conferință, să te ridici și să strălucești pentru Iisus. Și lucrări extraordinare să se întâmple pe acest pământ, ca și alții din lume, pentru care nu te-ai rugat niciodată să se pocăiască. Domnul a zis, recoltele sunt gata,
dar lucrători sunt puțini. Și dacă recolta e gata, noi știm din România lucrul acesta, grâul este gata și tu nu te duci să seceri și nu trimiți să bagi secerătorii, ce se întâmplă cu recolta? Se strică. Cât se duc în iad din cauza noastră, pentru că nu mergem să secerăm, nu mergem, nu contează femeie, bărbat, copil și mai departe, everywhere te duci, este teren de evangelizare, de rugăciune, să-L arăți pe Hristos din tine, pacea, bucuria și credința. Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze, studiați acolo viața lui Ilie, aceste istorii, să vedeți ce lucrări mari va face Dumnezeu în mijlocul vostru. Domnul să vă binecuvinteze, mulțumesc, amin.